canalizare avem, apă avem trasă, gaz avem, drumurile fac un așa iar. Primărița e umănoasă și puternică. Este important fiindcă femeile cunosc foarte bine situația și viața reală, într-adevăr. Și ele pot rezolva foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Și chiar e ca doamna Luba, chiar lumea s-a convins că de când e aleasă dumneaei, ea rezolvă foarte multe probleme. Sunt Luba Cojocaru, primarul satului Măgdăcești, raionul Criuleni. Sunt în al doilea mandat, spre sfârșit, iată. Deci, într-adevăr, am 7 ani deja de activitate în satul Măgdăcești și vreau să vă comunic că Dumnezeu a fost de partea mea, am început cu dreptul, că am reușit și am foarte multe realizări. În acest timp, aș zice că nu atât de mult timp, dar am realizat proiecte foarte mari și foarte importante pentru seteni. La noi în sat e bine, foarte bine. Au făcut o cantină mare, ați văzut acolo lângă biserică, lângă morții care fac acolo masa de pomenire. Pe urmă, oamenii nevoiași, bătrâni din sat, invalid, apoi îi hrănește la amiază la cantina aceea. Faci, pregătește mâncare și îi hrănește degeaba acolo la cantină. Multe faci, să nu mergeți ce te faci în sat, apoi... Azi e zănușoară, pulpă de găină și la fel doi mântieți cu cașă de mei și cărniță de pasăre. Din suflet mi-am dorit acest lucru să-l fac, dar chiar nu am conștientizat și nu mi-am dat seama că o să fie un lucru atât de mare și cât de important. Oamenii foarte mulțumiți și foarte bucuroși. Dar vine și eu nu vreau. Dar cum? Cum nu vreau? Deci care este ideea? Dacă vrei, faci. Da, cu multă străduință, cu multă muncă, dar obții. Am reușit ca la Măgdăcești să construim un centru de sănătate performant din talpă. Deci, cu multă insistența mea ca primar, cu multă străduință, dar am obținut. Un obiectiv foarte major pentru satul Măgdăcești a fost rețele de canalizare. În satul Măgdăcești, fiecare gospodar deține 600 de pământ, 6 are de pământ. Satul este tânăr și în fiecare gospodărie este baie, este viceu și este fântână. Vă dați seama, într-un teren atât de mic, care era situația. Deci era, într-adevăr, neapărat problema de a construi rețele de canalizare. Aici la noi pregătit pentru a doilea stanție. Asta loc ca să mai fie o stanție. Aici vine apa de amu. E trecut, nu, așa nu vedeți. E trecută prin la rezervoarele unde zgrămădești mugăria. E trecut prin grătar. E trecut prin secile și elea.
Aici apa vine pregătită de amul mai curată de murdării, numai că-i tulbure. Aici la noi spus bile, un fel de material de mosorele. Unde cu ajutorul aerului, ele funcționează. Deci în satul Măgdăcești este cea mai mare natalitate pe raion, cred că și în primele sate din Republică. Noi la noi la Măgdăcești se nasc 75-80 de copii pe an. De aceea avem nevoie, iată, să construim încă o grădiniță, fiindcă nu au locuri toți copiii în grădiniță. Deci urgent trebuie să mai construim o grădiniță, satul se mărește vizibil. Construcție, o viitoare fabrică, un agent economic foarte puternic care vine pe teritoriul satului Măgdăcești și mă mândresc cu aceasta, fiindcă am putut atrage așa agent economic puternic, fiindcă în urma deschiderii afacerii, deci va avea de câștigat primăria. Deci impozitul din salariu, o să avem venituri foarte mari la primărie. În afară de aceasta, vom putea angaja peste 100 de oameni la lucru aici, la această fabrică. Dacă nu ai agenți economici, acum noi suntem la autofinanțare, la autonomie locală. Fără agenți economici puternici, nu poți izbuti să faci nimic în localitate. Și deci, eu ca primar sunt foarte stăruitoare în acest domeniu și chiar acum, în ultimul moment, în ultimul timp, trei agenți economici mari vin la Măgdăcești, care o să avem numai beneficii în urma lor. Primar trebuie să muncească, trebuie să alerge, trebuie să bată și oricum se deschide. Nu a fost problemă când a fost, cine a fost ministru, de la ce partid a fost ministrii, absolut toți m-au susținut. În campania electorală au fost și la noi, erau bărbați care ziceau, ai lăsați, nu mai e o femeie, nu o să mai facă nimic cu o femeie. Dar oamenii și-au schimbat părerea acum și au înțeles cu o femeie se descurcă cu mult mai bine ca un bărbat. Și de ce? Fiindcă noi, femeile, suntem altfel la suflet, suntem mai aproape de oameni, suntem mai aproape de necazurile oamenilor, le intrăm în situație mai des, suntem mai aproape de copii, suntem mai aproape de bătrâni, suntem chiar mai aproape de sufletul oamenilor și aceasta foarte mult importă. Avem mai multe răbdare. Cât mai mult femei în politică să fie, ia ca și asta e bine, și cât mai mult femei în politică.